Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre înțelepciunea poporului malgaș și proverbele lor. E ușor să porți o trestie, dar e greu să te porți cu alții. Când rățoii fac gălăgie, broaștele sunt foarte atente. Nu din dragoste, ci din frică e salutat crocodilul. Când fricosul vede o sticlă lucind, strigă, foc! Minciuna e ca nisipul. Ni se pare moale când ne culcăm pe el, dar tare când ne sculăm. Adevărul e ca focul. Când cauți să-l acoperi, arde. Nu te lăsa orbit de fumul casei altuia. Nu măsura arborele cât timp mai e în picioare. Șoarecele care aleargă spre sinucidere trece pe sub barba unei pisici adormite. După ce moare crocodilul, toți proștii din vecinătate se aruncă în apă. Nu te lăsa îmbătat de romul pe care îl beau alții. Crocodilul care vrea să mănânce nu începe prin a tulbura apa. Dacă șoarecele stă nemișcat, e din cauza pisicii care are încă ochii deschiși. Nu curajul, ci frica îl face pe câine să latre. Un avar bogat strânge pentru cei care îl vor înmormânta. Femeia căsătorită în poziția 69 are mai multe șanse la orgasm. Nu fi atât de îndrăgostit încât să nu-ți dai seama când plouă. Nu uita să-mi dai un like și să te abonezi la canal. Și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.